Trei persoane, inclusiv o minoră, au avut de suferit în urma intoxicației cu monoxid de carbon emanat de la soba din locuință. Primul caz a avut loc la Bălți, unde o femeie și un copil de 2 ani au fost spitalizate după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. La moment, starea acestora este satisfăcătoare. Un caz similar s-a produs și în localitatea Negureni, raionul Telenești. O femeie în vârstă de 65 de ani a avut de suferit în urma exploatării sobei din propria locuință. La fața locului a fost trimis un echipaj de medici care a stabilit că femeia s-ar fi intoxicat cu produsele arderii emanate de la sobă. Pompierii îndeamnă oamenii să verifice minuțios sobele înainte de a începe sezonul rece și să le curețe pentru a fi în perfectă stare de funcționare. Specialiștii recomandă persoanelor să nu obtureze canalele de ventilare și să aerisească periodic încăperile unde are loc arderea. De asemenea, este indicată folosirea doar a materialului combustibil pentru care a fost destinată soba, iar aprinderea focului prin stropirea cu benzină, petrol sau alte lichide ușor inflamabile este strict interzisă. În cazul persoanelor care urmează să folosească instalații alimentate la gaze naturale, specialiștii îndeamnă ca montarea, dar mai ales punerea în funcțiune a unei centrale să fie efectuată în mod obligatoriu de personal autorizat.